Hei, salutare fraților! Eu sunt Cuza și tocmai începe Noaptea Târziu. Săptămâna aceasta o să vorbim despre acele persoane care atunci când ai cea mai mare nevoie de ele, nu-ți deschid ușa și atunci când vrei tu să te plimbi liniștit pe stradă, să ai momentul tău cu tine, vin și te roagă frumos și toată karma. Nu poți să te iei idei pentru că-s mulți și de ajuns să dea unul prin stație și vin toți și ne bate. E vorba despre taximetri. Dar să nu credeți că generalizăm, pentru că există taximetriști cu bun simț care își fac datoria extraordinar de bine și îi felicităm pe această cale. Bă, noi vorbim despre băiețașii ăia care au cuțite, pumnale, bâte, că ei sportivi, nu? Ăia care nu spun ceas, ăia care ascultă manele, care nu te duc dacă lor li se pare că e o cursă prea scurtă, pentru că ei își doresc curse de alea la Miami, la Ibiza, la New York. O să urcă ei așa, te duc ei pe tine pentru 10-15 lei, nu? De ce? Pentru că oamenii sunt afaceriști. Potoliți-vă că nu e chiar așa. În continuare, noi ne-am gândit să facem un tutorial în versuri pentru a vă ajuta să ajungeți un taximetrist ca o apă cristalină desăvârșit. Începem! Fix atunci când s-a urcat, tu întorci casa de marcat. Nu îți curăța mașina, că și așa e scumpă benzina. Vor tariful afișat? Dă-i încolo, ești pirat. Dacă vrei suma să o crești, trebuie doar să-l ocolești. Banii cei mai mulți îți vin dacă ai clienți străini. Nu-i lăsa să stea în față doar dacă e blondă sau creață. Ceasul trebuie verificat, doar puțin modificat. Și ca moto, tot ce îți indică casa, înmulțești suma cu 3, mai adaugi și benzina plus vreo 15-16 lei. În continuare, o să vă prezentăm niște filmulețe ale prietenilor noștri taximetriști, să vedem cum se descurcă ei în trafic. Îți băieți? Nu? Ha? Zic eu? Nu știu. Sunt șofer pe taximetru, cu 1000 pe kilometru. Duc acasă inși cu bani, pești, fetițe și țigani. Super! Și am făcut și o melodie și vine cam așa. Biciclistul e de vină, că în trafic m-a bătut. Și să ies eu din mașină, ați văzut că n-am putut. Și mai avem smart 2. Unul aleargă după un taximetrist și îl bate și pe ăla iasă din mașină și... Mai bine vedeți voi, că dacă vă povestesc eu, nu mai are niciun sens. Dică, în fața lui 4 la 1! Cine este șmecher mare, lai, 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 la, 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 cu pumnul ca pusare, la, 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 care șmecher mare, lai, 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 la, 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 cu pumnul ca pusare, la, 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 scut să fiu ciumec, lai, 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 la, la, multe capete să crep, la, 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 scut să fiu ciumec, lai, 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 la, la, multe capete să crep, la, 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 la. Alo? Sărumâna, aș dori și eu o mașină în față la stadion, vă rog frumos, indicativul 27 cu bâte și pumnale, cam un scandal cu 4 băieți. În 3 minute, mulțumesc frumos, mulțumesc. Eu vă las că am un scandal, mi-am chemat taximetristul, urmează tipologiile, ceau, ceau! Mă spune, astăzi liber? Da, treci în spate odată. Bună ziua! Pe Odobescu 69. Bun, mergem pe unde vreau eu. Păi da, știți că e un drum pe aici, pe la casă. Da, mine! Ia în drumul meu pe unde mă duc. Da, bine, domnule, nu țipa. Bine. Mai stăm un pic. Păi da, merge ceasul, domne. Nu contează. Da, cum mai stăm un pic, că beau și eu. N-am băut nimic azi. Mă tot aici la creier. Ia, dă-te jos și alt taxiu.
ziua! Mergeți și pe mine la facultatea de medicină, vă rog frumos. Facultatea de medicină, domnișoară, mi-aduc aminte de facultatea de medicină. Cu mare drag, fata mea a terminat la facultatea de medicină și mai am doi băieți și o fată care sunt plecați la Austria și doi în Australia sunt medici la facultate. Au terminat acolo. Da, da, vă uitați și la drum, vă rog frumos. Dumneavoastră sunteți studentă? Da, da, da. În ce an sunteți? În anul 3. În anul 3, când era fata mea în anul 3. Domne, uite-te, domne, la drum, că dai peste fetiță. Stați, domnișoară, liniștită, că eu peste fetițe nu dau, eu am fetele mari acum, nu? Vreau să mă înțelegeți. Totul e... Mi-aduc aminte, mă duceam acolo cu pachele ele, domnișoară, îmi dau și lacrimile. Dar nu plânge, domne, nu plânge. Păi cum să nu plângi, că nu i-am mai văzut de 7 ani. Nu, domne, calmează-te. Eu nu mai pot, deci... Mi-e dor de copiii mei. Da, și lor le e dor de dumneavoastră. Lor nu le e dor că lui ei îți bine, eu sunt simplu taximetrist. Dar nu sunteți, domne, simplu taximetrist, da, vă uitați la drum. Copiii mei au barci, are... Doamne, la știri nu mai crime, domne, se omoară toată lumea, nu cred așa. Doamnă, chiar săptămâna trecută am prins și eu unul exact ăsta, când i-am dat una, băi, de se băga în fața mea să mă arunce de pe drum. De amândoi mașina, m-am băgat în el și amândoi mașina. Bă, tragi piratul, dracu, nu te-au spate! Bă, da-te, dracu, de urolog, de ăsta! Bă, vezi că-ți omor mașina, bă, ăsta, mă, că mi-e curul cu mașina în tot. Bă, fraiere, vezi că-ți dau de te cași pe tine, bă, ăsta! Tu te dracu cu rabla ta cu tot. Vezi, ia, mă duci și pe mine, vă rog frumos, în centru, acolo, la Mec. Da, da, da. Puteți să stați bine aici? Da, stau foarte bine. Stați, 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 dar nu, okay? Stau foarte bine. Dar... ce piesă să vă pun? Ce ascultați de obicei? Da, nu contează orice. Vă aveți preferință? Nu, 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 da, putem să mergem. Și oprim la o... Vreți o cafea, ceva, să bem o cafea? Nu, nu, nu. Bine, vă dau și căldură? Stați că vă dau puțină căldură. Nu, dar e temperatura foarte bună. E bine? Da, stați niște, da, da, puteți bine, să plecăm, să plecăm. Nu, e totul bine, da. Cât trebuie să vă dau? 17 lei, vă rog. Păi cum, domne, 17 lei? Că n-am. Dacă cursa normal face ceasul. 10 lei. Dar nu am decât 10 vedeți lei. Vedeți ceasul? Dar cum? Cât arată ceasul? Păi, dar nu, eu nu înțeleg. Păi, eu te întreb cât arată ceasul. Păi, 17, înseamnă că 17 dacă mai am 10 lei. Telefonul ai la tine? Păi, da, ia, am telefon. Păi, ce telefon să am? Am și eu un telefon, n-ai fost așa. Dă telefonul și ăștia și dă-i drumul de aici, la mine, din mașină. Dai, domnule, dă-mi, domnule, telefonul înapoi. Dă-i, frate, drumul, ieși afară, că te și bat. Cum să mă bat, domnule, sună poliție? Ești, băi, afară, fii, dracu, cu poliția ta, să fii drept, ai dracu de Miloș, vrei să vă duc pe gratis. Închide ușa, ia, dracu, să fii. Ți-ai dracu de nenorocit. Gata, domnișoară dragă, am ajuns. Cât trebuie să vă dau? 74 de lei, vă rog. 74? Da. Mă, păi n-am să vă dau rest. Păi chiar nu am să vă dau rest. Chiar, uite, să mă uit să văd. Acestea au fost tipologiile și de săptămâna aceasta, iar cover-ul amuzant e făcut după melodia lui frățiorul nostru Zâmbet, Smiley, acasă la noi se numește, sunt un taximetrist și e foarte, 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 foarte tare piesă. Pot spune că sunt doar un taximetrist, că meseria mea e ca toate celelalte, dar eu sunt un afacerist. Nu lucrez ca și ceilalți cu acte și sigur prin prostul meu nu-și pune niciun semn de întrebare de ce întorc ceasul mereu. Și am tariful mult mai mare, vreau să-l plimb, să mă bag printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, pot pleca fericit acasă. Vreau să-l plimb, să mă bag printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, să se ducă plângând acasă. Cât am Logan, icoană pe volan și abțibil de lipite, cu Nike să arăt că sunt golan.
Vreau să iau pe unde-mi vine, să fii atent la mine, să te iau cu zăhărelul, să te fac să uiți de tine. Vreau să-i bag doar manele de alea de durere, numai așa pot să-l fac pe fraier de lovele, pe fraier de lovele. Și-mi vine câteodată să plec, să-l ocolesc peste tot, dar atunci îmi amintesc că mai mult de 100 de lei nu pot. Vreau să-l plimb, să mă bat printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, pot pleca fericit acasă. Vreau să-l plimb, să mă bat printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, să se ducă plângând acasă. Câteodată să plec, să-l ocolesc peste tot, dar atunci îmi amintesc că mai mult de 100 de lei nu pot. Vreau să-l plimb, să mă bat printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, pot pleca fericit acasă. Vreau să-l plimb, să mă bag printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, să se ducă plângând acasă. Vreau să-l plimb, să mă bag printre străzi, să nu uite de mine niciodată. Și atunci când cursa se va termina, pot pleca fericit acasă. Acesta a fost și episodul de săptămâna aceasta. Acesta a fost și episodul de săptămâna aceasta și ca de fiecare dată vă reamintim să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like pe pagina noastră de Facebook, să nu uitați să dați un share. Noi am terminat. V-am pupat. Ciao. Vă uitați la drum. Copiii mei au barci. Uite. Mamă, ce ușă în cap mi-a dat. Mamă, ce tâmpit ești, mă! Ai dat cu ușa în cap! Hei, salutare, fraților! Eu sunt Cuza și tocmai începe noaptea târziu și intră promo ca o apă cristalină. Ho! Ciao! Băi, am dat de a sunat apa în cap, mă. Deci... Noapte târziu! Episodul s-a încheiat. Și să nu uitați, măi frate, de butonul de abonat. Abonați-vă. Face minuni. Face minuni butonul de abonat.